Parlamentarii PSD de Suceava îl acuză pe prim-vicepreședintele PNL la nivel național, Gheorghe Fluturi, de ipocrizie și demagogie. Domnia sa spune că trebuie să discutăm în coaliție problema racolării de primari, dar uită că în 2020 chiar el a racolat, fără nicio jenă, numai puțin de 9 primari PSD, ca să nu mai discutăm de cei de la alte partide. Iar gurile rele spun că a reușit această performanță, nu neapărat cu vorba bună, ci apelând la diverse tertipuri care nu fac cinste unui om politic. De asemenea, inclusiv în momentul de față, PNL Suceava și-a înregimentat politic în vederea alegerilor locale din iunie, primari în funcție de la USR, Pro-România și chiar independenți. Se arată în comunicatul semnat de parlamentarii PSD Suceava. În ceea ce privește strategia socialdemocraților, aceștia au transmis că practicile de care îl acuză pe Gheorghe Fluturi sunt străine de ei. Noi știm că așa ceva nu se cuvine, de aceea nici nu vom încerca să racolăm primari pentru partidul nostru. La noi încă funcționează discernământul și spiritul democratic, nu amenințările sau șantajul. Dacă vrea cineva să vină la noi în partid, este liber să o facă. Dacă vrea să plece, este liber să plece. Nu constrângem pe nimeni cu nimic. În schimb, dumnealui, în ciuda declarațiilor, chiar zilele acestea a trimis interpuși prin curtea noastră, încercând să convingă primarii noștri să vină în barca PNL-ului. Numai că oamenii noștri sunt conștienți că barca PNL-ului se scufundă și că fără PSD ar obține cel mult locul 3 la alegerile care urmează, au concluzionat parlamentarii PSD de Suceava.